Bă, știi cum zice ăsta, cum îl cheamă, Brad Pitt în ultimul Fast and Furious? Zice family. Family. Cel mai important lucru pe lumea asta, familia. De-aia ne uităm la cea mai tare familie de pe TikTok, la familia Popa. Cred că toți o știți pe Popa Elena Luminița. De o săptămână n-am mai fost pe WC. Cea mai mare fan al lui Marilyn Manson. Adică a fost și este o celebritate A-list, celebrity, știi ce zic? Așa că astăzi ne uităm la Fiuso, pentru că Fiuso a bubuit în ultimele zile pe TikTok, că și-a făcut cont nou. Și bă, contul se numește Popa Elena Lumini. Volkswagen. De ce lumini? Nu știu. Dar poate aflăm, frate. Poate ceva iluminat. Face parte din Illuminati. I don't know. O să vă placă foarte tare de omul ăsta, sper. Eu am văzut doar un TikTok de la el, că mi-a apărut pe furiu aseară când am încercat și eu ca prostul să fac un TikTok și n-am reușit. Este un personaj inedit. Atâta vă zic. Așa că puneți-vă bine pe spate și dați like, că primiți un Lambo ca Dorian Popa. Secunde au durat, au făcut ceva exerciții de respirație, cred, sau cine știe, au dat spiritele rele apară din corp, înainte să le spună lui Dennis, Dudu și Eddie să nu mai joace la aparate. Adică au respirat de 3 ori, pentru că sunt 3 persoane, știi? Prima respirație a fost pentru Dennis, o scos demonul păcănea din el, a doua respirație pentru Dudu, o scos demonul Shining Crown din el, și a treia respirație pentru Eddie. I-au dat 3 cărți la Book of Ra și de atunci au devenit mare addict. Au început bine, prima dată ne-au scos demonii din ei și acum să vedem ce advice le dă. Gloria, amen. Gloria, amen. Gloria, amen. Gloria, amen. Gloria, amen. Și din mine au scos toți dracii cu incantația asta. Gloria, amen. Omul ăsta e șaman, efectiv, e ceva șaman. Deci cât doamna Elena Luminița făcea TikTok-uri și încerca să facă cosplay la Marilyn Manson, omul ăsta era în munți, cu Shaolin. Cred că legit omul ăsta poate să leviteze. Inspirăm profund, expirăm profund. Bună seara, frate drag, salut! Poți spune prietenilor mei, Dennis, Dudu și Eddie, să nu se mai joace la aparate? Frați dragi, vedeți că nu sunt adeptul jocurilor de noroc pentru că m-a târât. Dar, în schimb, pentru că m-a rugat... Frați dragi, vă rog frumos, vă rog din toată inima, nu vă mai jucați la aparate. Gloria, amen. Ați auzit? Gloria, amen. Dintr-o dată, toate cazinourile din România s-au închis. Și nu știu de ce, frate. Bă, e puternică vraja lui... Cum îl cheamă, mă? Lui Iancu Dan. Popa Iancu Dan. Ia, că a primit o întrebare foarte interesantă. Răzvan Cătălin l-a întrebat dacă crede în reîncarnare. Apoi după primul TikTok pe care l-am văzut, eu cred că omul ăsta e ceva old soul. E în a opta viață, a fost reîncarnat. Era înainte, în viața anterioară și anterioară. Era ceva monk în mlașnea lui Tony din Gemini Cramp. Îmi place cum respiră, tot face. Și pe fundal se aude DNB. Mă intrigă, mă face să vreau să stau până la final să văd ce zice. Dar au trecut 20 de secunde din clipul ăsta și nu mi-au răspuns la întrebare. Bă, dăm 28 de secunde din viață înapoi, frate. Mă simt scammed, efectiv mă simt scammed. Mai ceva decât m-aș uita la un video de-a meu. Iacob a primit o întrebare mult mai complexă. Ce bobe bași, fratelo? Ție
fii sincer. O reacție pe măsură, sincer, la o așa întrebare. Cum să spui că regele șaman bagă babe, mă, ești nebun? Regele șaman îl are pe Amidamaru în spate, bă, boală. Cum să zici că bagă babe, bă? De fasole, bineînțeles. Bună ziua, frate drag. Ce boabe... Ce boabe bași, fratelă? Bă, mie mi se pare, frate, că omul ăsta e literalmente... Dacă Joker ar fi jucat în Regele Șaman, dacă Joker ar fi monk tibetan, dacă Joker ar fi băgat ayahuasca. Îți răspund la sfârșitul videoclipului. Până la sfârșit, ca să facem și ceva constructiv pe ziua de azi... Iar acum, ca să-ți dau răspunsul la întrebarea ta. Ce boabe bagi, fratelo? Boabe de cacao. Sincer vă zic, foarte inteligent ce-au făcut cu TikTok-ul ăsta. 2 minute 40 dura TikTok-ul ăsta, în care un minut au făcut ceva incantații spirituale și după restul le-au zis oamenilor că trebuie să ia gunoiul de pe jos, să nu mai ardă benzină, să salveze planeta. Și la final i-au dat un pic așa peste față cu belengerul la Mirion Andrei. I-o dat așa un pic în față cu belengerul. O luat chestia aia de sus din tavan de muște și o lipit-o așa de față. Bă, de ce mă distrează? Care poza de profil așa fraai? Zici că-i zuc, știi, în poza aia cu reptilienii. Bă, da, oricum, la ce cu expresii face și cum face cu gura, eu chiar cred că omul ăsta e reptilian pe bune. Adică are knowledge-ul ăla, știi, knowledge is power. Trăiește în a noua dimensiune. De ce tot respiră jumate din video, mai mult de jumate din video? Îs curios să văd care-s pașii pe care el i-a făcut în mintea lui ca să ajungă la o așa performanță. Ok, o să trec direct la partea în care răspunde la întrebare, cred că v-ați plictisit deja să auziți numai... Bă, băiatul e high on life, frate, mă jur pe viața mea că e high on life, el se hrănește cu energie, se hrănește cu lumină. Bă, omul e extrem de fericit tot timpul, în fiecare video, ori zâmbește sau râde ca un maniac, ori efectiv se vede că radiază așa bunătate, radiază good vibes. Bună seara, frate drag, dar ce ai pățit în orice video, stai jumătate din el? Jumătate din el și respiri. Frate drag, văd că asta e o întrebare din abundență și deja nici nu mai pot să o evit, că e peste tot. Stau și respir la începutul videoului ca să încerc să-mi limpezesc minte, să mă relaxez, să mă calmez. Să încerc să uit de restul, la ce mă gândeam eu înainte de întrebare, știi? Nu are importanță la ce, la familie, la stradă, la... Bro! La stradă! Mamă, stai așa că fac acum legătura. Ce-o zis dragonul, frate, în amenințarea maimuței? Clarios șamanul, Clarios un vraciu, care știe ștou despre univers. Bă, ești nebun. Acum am făcut, bă, corelația. Omul ăsta l-a învățat pe dragonul, frate, să fie șaman. Se gândește la stradă. El este șamanul străzii, bă. Bă, și lumea are o curiozitate incredibil de mare. Dacă Iancu are iubită, mă, frate, mă. Pentru că, vă dați seama, un bărbat așa bines, cred că este plin de puicuțe. Ai avut iubită vreodată? Frate drag, am avut două iubite în viața mea. Două. O, două iubite. N-aia da, bă. Bă, acum cât editez clipul, observ, frate, că gradual pe parcursul clipului tot mai rău și mai rău arăta, mă jur. M-a distrus psihic clipul ăsta un pic, sincer. Și nu cred că o să mai întrebuiască vreodată. Ăsta e pe Sigma Male Grindset, frate. Dar ăsta n-are nevoie. E Sigma Male, bro. E Sigma Male. E în Hustlers University, probabil. Tu pui întrebarea foarte general. Sunt 4 cuvinte. Ai avut iubită vreodată? Încearcă să dai niște detalii la ce vrei să afli. Nu mai sta prins în lanțurile gândirii. Dă-ți drumul. De ce ți-e frică, frate drag? De ce ți-e frică acum, în momentul ăsta? Ți-e frică de ecranul din fața ta? Ți-e
niște mica de niște tipsuri pe ecran. Gloria. Amen. Omul a întrebat dacă a avut vreodată iubită, a zis că a avut două și că nu-i mai trebuie și după aia a început un manic episod din ăla așa, frate, în care efectiv a zis că, bă, eu astăzi manus, frate, manus to society și a început să zică la ăsta că, bă, pizdo, ți-e frică? Ți-e frică, pizdo? Ți-e frică? Ești mechid pe internet, hai, dragi, snap! Hai, ce l-a întrebat lumea că popa era Lumița, e nevastă sa, Doamne ferește, mă, nu sunteți normali. A, că veni vorba de popa Elena Luminița. Bă, a apărut și ea câteva din TikTok-urile lui. Stai să dau drumul, întâi trage 3 aere. Nu, dacă încep, lasă-mă, rog frumos, am plecat. 3, lasă-mă, rog frumos, nu pot să trag 5 aere. Bă, ce cu energia asta ostilă din partea doamnei popa Elena Luminița? Nu vrea să tragă 3 aere, nu vrea să ia energia pozitivă. Eu cred că știu de ce. M-am zis că este mega fană Marilyn Manson. Deci, bună ziua. Deci, îl salut pe Valentin, Cati, Angela și Mariuca. Eu cred că doamna Elena Luminița ar trebui să primească niște lecții de limpezire a minții. Trebuie să învețe și ea ca să fie ca fiuso, că fiuso o luat drumul cel bun, drumul către lumină. Ea nu, ea a luat drumul către întuneric. Gloria, amen, gloria, amen, gloria, amen, gloria, amen, gloria, amen. De ce doamna popa nu vrea să-și limpezească mintea? Nu are efect la ea. Ea e alfa, eu sunt omega. Ea e ying, eu sunt yang. Ea e ciul negativ, eu sunt ciul pozitiv. Bă, aveam dreptate, bă, eu v-am zis că exact opusul doamna Elena Luminița, frate. Ăsta o lua drumul către lumină, ea către întuneric. Înseamnă că doamna popa Elena Luminița e de partea întunericului. Ai de viața mea, frate, noia, da, bă, ești nebun. Bă, ce familie interesantă, doamne ferește, mă, ce familie interesantă. Nici cea mai mică idee cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Probabil am fost adoptat, nu-mi pot da seama. Ea este contrariul meu. Și eu sunt contrariul ei. Ce are efect la mine, nu are efect la ea. Ce are efect la ea, nu are efect la mine. Acum voi alegeți de ce parte vreți să fiți. De partea întunericului sau de partea luminii? Vreau să-mi ziceți în chat, vă rog frumos. Ca la Duel Masters. Ce pachet alegeți? Pachetul de întuneric sau de lumină? Lumea vrea să știe cu ce se ocupă Iancu, pentru că este foarte enlightened. Hai să vedem. Cu ce te ocupi, Iancu? Meditație engleză, spaniolă și nutriție. Meditație engleză, spaniolă și nutriție. Nu aia ta? Mă, dar atâta respiră omul ăsta, mă, deci n-aveți idee, bă, frate. E 30 de minute filmare deja pe care o filmez eu acum. Probabil voi o să vedeți maxim 15 minute. Deci să vă dați seama că 15 minute din filmarea asta au fost numai cut-uri pentru când respiră ăsta, mă. Atâta respiră, mă, să-mi bag piciorul că deja o respirat pentru toată planeta. Nu mai avem oxigen pe planetă că deja l-a folosit ăsta pe tot, bă, ești nebun? Puh. A fost obositor rău de tot, dacă mă întrebați pe mine. Chiar a fost obositor. Mă așteptam să fie mult mai ușor să fac videoclipul ăsta, dar a fost obositor, da, fun. Sincer, mi-a plăcut să fac clipul ăsta. Bă, dacă facem 10.000 de like-uri, jur că o să-i dau un mesaj omului ăstuia și o să-l chem la un interviu pe stream. Să vedem dacă ne poate învăța și pe noi calea spre lumină. Pe bune că o să fac chestia asta. Nu știu, follow pe Insta bogdi.w. Îs live acum pe canalul secundar The Real Red Live, link în descriere. Follow pe Insta. De fapt n-am mai zis asta. Subscribe, like. Da, mă duc să ascult Teco 2K și să plâng. Ridică măta de pe tine plasma. Ieri întârzia la școală să-ți o bagi în boală. Nu te-ai făcut nici geanta, ia de aici un pix. Și vezi că autobuzul pleacă la fix. Vrei, dar n-am bani. Vrei să-mi uit în gura la copii? Să mă întorc pe jos cu ocazii. Îi prea dangerous. Pantalonii nu spălați. Las câmpul mus de la verzi sau frați. Ia lasă-mi cu acasă.